Foarte bine, bun. Bravo. Frustrate, nu știu, au ceva ele. Bine, eu nu prea am probleme, că știu să vorbesc cu, și cu ei și cu ele. Oh, ia, ce faceți? Suntem în vacanță în Cipru, în Pafos. Nu am filmat drumul pentru că era noapte, eram super obosit, n-am dormit deloc. Și de-abia acum începe aventura. Ura! Cu fratele Carlos aici. Vrem să ne aruncăm în această piscinuță. De acum acolo se înceapă distracția maxim. N-am dormit deloc. Sperăm ca apa asta să ne trezească puțin. Hai, Madaline, n-apă. Facem dublu vlog aici. Ce? Facem dublu vlog aici. Ah, ce bună e. Cine? E temperatura prea mare afară pe asta. Aha, a fost 3. Era să rămân mâna. Oricum a fost 3. E noul record. Sunt prea boșorog, ești nebun. S-a rupt tata să ne tine. Ce faci asta aici, om? De pe labă ce faci? Ia să filmăm pe sub apă, să vedem ce. Bă, ce credeți, bă? Ce-s un oameni serioși? Da, dracu, face labă la aia. Da? Ia că-ți arăt eu, mă, după la mine. Să nu ne supărăm. Dăm banii. Mostruchi. Dăm banii, vorbesc serios, dăm banii. Mă, ce prost ești, păi. Dăm banii. Mă mănâncă muștele. Bă. Dă-mi banii, ți-am zis. Bă, de capatul. Dă să fac filmarea, lăsăm pe la mea. Păi, telefonul pe da. Are cora, poate. Ce bine de bat acolo. Dă-mi 50 de euro. Viața ta vei să fie pe pericol. Gata sesiunea de bronz. Avem 5 ore, dacă nu mai bine, de stat la piscină. Pe ziua de astăzi, stai puțin. Bineînțeles. Avem de gând să dormim și noi o oră, două, după care ieșim în oraș. Ne primăm pe aici, vedem ce și cum. Bună dimineața, eram fost super obosit, așa că n-am mai filmat absolut nimic. Am băgat direct 10 ore de somn, ăsta a băgat 12. Nu 12, m-am trezit cu 30 de minute după. Și acum vrem să degustăm niște fructe exotice de aici, din partea Ciprului. Ce avem aici? Deci nu știu ce stastea tu le-ai cumpărat. Eu nu știu decât despre smochine, mango și fructul dragonului, parcă, nu? Asta l-am mâncat și data trecută, nu? Da, foarte bravo. L-așteaptă o mare aventură. Aici, bă, sai, miga. Cu bodyguardul meu pe fundal, că așa trebuie să se meargă corect. Mergem, ca de obicei, la magazin să ne luăm combustibil. Aha. Nu? Băgăm încât un 0.33, de ce? Ar merge, da. Frumos. Uite ce de vegetație pe aici. Combustibil, chiar are culoarea combustibilului. Așa luăm ușor spre centru. Mamă, ce case. Oaza, nigă! Uite, s-a vărăs berea asta rece. Mai avem puțin. E foarte cald afară și verde. Unde stăm? Aici.
Nu vrei să stăm aici mai bine la umbră? Nu, no, că e peisajul mai bun aici. Nu e mai prea soare mai să stăm aici ca lumea. Aici e umbră, ok. N-am luat un fel de kebab cu specific grecesc. Așteptăm să ne vină. Apă, cafea. Ia să cum stăm. Nu fumezi? A venit și mâncare. Asta nu și-a luat cu multe... cu multă verdeață. E cam la fel, doar că susurile sunt diferite. Să vedem cât de bun e amândouă de vită. Văd că pinica e de casă, Lipia. Arată delicios. Un expreso genial. Poftă bună. Ia uite exact în USA. Între copii apare cineva în mijlocul străzii și pune un semnal la cu stop. Țară civilizată. Pe aici trebuie să o luăm. Carlos? Da. Pe aici. Un litru de Jack Daniels, 21 de euro. Păi Jameson, 16 euro, 17 euro. Ca la noi. Ai chemat chef? E un gramă, miroase mai adic. Aici începe și bazarul. Dar aici ar trebui să fie și repliș, mă, nu? Că e aproape de, de Turcia. Da, aproape de Turcia. Uite și un mic parc. Sigur că da, domnule. Haide că începem să ne intrăm puțin în mână. Ar trebui să dăm și de clubul ăla unde am bătat noi atunci. Cluburile, că au fost două. Da. A, pe ăsta, pe stânga. Da, da, la subsol. Băi, eu ți-am zis că nu-i pe aici am mai fost. Păi nu, gata, știu acum. Am fost o singură dată când am că o biserică. Au un mod inedit de a fi construite. Este făcut din granit, nu fix loc. Mădălin Adrian Ivan. Așa, dacă vreți intra și eu. Haide. Superb. Ce ți-ai putea dori mai mult? Uite aici niște trepte dacă vrei să intri. Și apă cristalină. Peisaj midi. Auzi? O luăm încolo? Da. Noi acum suntem în Aida și o să stăm doar aici, la intrare. Cotajă micuță, de 3 metri. Deci mă omoară peisajele astea. Zic că nu mai filmez nimic și mai merg 50 de metri, iar filmez ceva. N-ai cum, mă. O să iasă vreo 3 vloguri cel puțin. Dar de ne? Aici pe ăsta se pare că se pare că se poate pe plajă. Cum arată hotelul ăsta? Cobor frumos, ai piscinuța, ai restaurantul, te pui în față pe șezlongurile astea super comode, bam, mare view. Părerea mea, renunțați la România, nu mai faceți vacanțele în România deloc. Că prețurile aici sunt mult mai mici ca în România. Iau puțin logic. Să mergi până la mare, dau un exemplu, cu mașina singur, 200 de lei drumul dus-întors, da? E, aici poți să vii cu 100-150 de lei cu avionul dus-întors. Da, 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 nu, 150 de lei dus-întors. Da. Despre ce poți să vii și mai ieftin, cum am fost acum aproape de ani, cu 80 de lei dus-întors. Da, 40 de lei, 40 de lei dus, 40 de lei întors. Prețurile la cazier sunt cam ca la noi, iar la mâncare un pic mai mult, dar arată... Ia vino încă. Cum am putea să ajungem noi aici, sus? Vreau aici. Să... Dar nu cred că ai voie, cred că se lucrează. E pula. Nu e că e undeva de primate. Haide. E bar, mă, aici, cred că ne luăm bere. Ia vino încă, mă. Dar uite și după mergem la barul ăsta și bem o bere. Da. Ok? Explorare. Puc, puc, puc. Și sorry. It's okay. Da, da, da. Hai,
Așa, da, domnule. E ceva. Vedeți acolo un cap de tot. Păi aici chiar n-am mai explorat niciodată. Cred că sunt vreo 3 km, 4 km, cam așa. Și am mers pe toată faleza și tot continuăm să mergem. Puțin obositor, dar merită. Rămâi cu niște amintiri foarte frumoase. Ce? Mă văd bine alu. Da. Superb. Și... să faci vacanță în România, să duci în Costinești, Mamaia, să dai 1 milion pe un șezlong și o umbrelă 50 de lei. Și uitați peisajul pe care l-aveți eu. Despre ce vorbim? La asta eu nu mai fac de 4 ani de zile nicio vacanță în România. Maxim, Jegu la el acasă. Voi ce alegeți? Sincer acum. Ce faci, mă? Faci tu reclamă? Faci tu reclamă? Reclamă negativă. Reclamă negativă României. Hai. Băi, uite ce bine arată și zlungurile, ai sateluț, ai pula mea. Băi, și zlungurile sunt foarte mișto. Dar le zici că noi putem să venim mâine să stăm aici, cu 2 răcini și ne luăm clipul. Da. Dar mie nu-mi plac plajele, frate, așa sunt și în Malta, nu mai stânci, nu avem nisip. Eu cred că mă mut în Cipru, bă, ne mutăm aici. Că suntem în Bali. Ne mutăm afacerile în România, în Cipru. Rad? Da. Unde? Tu ori fi pe aici, ar trebui să fie. Mamă, m-aș descălța să stăci noi la piciorul gol aici. Eu am văzut Rad din Malta, de aia mici de tot. De nisip. Creveți ori fi? Nu cred. Frate. Da, se pare că nu... Nu-i nimic. Nu am găsit nimic. Dar dacă găsesc ceva, filmez. Va trebui să fiu foarte atent. Am luat o mică pauză, că mergem de aproape 5 km și... acum ne orientăm. Aici suntem să căutăm să bem și noi ceva. Deci, ca să putem să mâncăm sau să bem, trebuie să ieșim pe statea principală. Da. Cam aia trebuie să facem. Facem prima la stânga și ieșim pe statea principală și căutăm pe acolo un restaurant ceva. Nu există nimic. Eu nu mai am baterii la telefon, mai am foarte puține. Mai am 64 la GoPro și la telefon vreo 78. Mă descurc. Care e lucru pe care ți l-ai dori cel mai mult acum, momentul ăsta, secunda asta? Să beau o bere rece, brumată. Eram sigur că asta zici. Asta facem. Uitați-vă acum. Uitați-vă la noi, avem buzele uscate, nu mai putem. Da. Te-ai rupt. Mergem acum. Rezistăm. Căutăm un restaurant, un bar, ceva pe marginea plajei și bem două bere reci brumate. Brunate, a? Uite, mă gândeam și la bere brun. Oh, s-a luat. Una blundă și una brun. Hai să mergem. Mergem, mergem. Sper de data asta să mergem, să nu mai facem popas. Gata, băgăm telefoanele, camerele, nu mai avem treabă, că ești totul frumos și bine să scoți 2-2 exact. Secunde să filmezi. Că până ăsta zicea că face un singur vlog, cred că o să scoată, cum am zis eu, 3-4, că așa o să fac și eu. Păi deja am o oră și ceva filmat. Uite că am ajuns și în capătul celălalt. Vă mai amintiți că acum 40-50 de minute vă arătam. Eram fix în capătul celălalt, unde se vede acolo în depărtare. Am ajuns aici. Am picioarele umflate, mă dor. Cred că am mers până acum în total cam vreo 10 km. Fratele Carlos a găsit aici un restaurant cu prețuri decente. Mă așteaptă la masă. Bem niște beri, ne realimentăm cu combustibil. După care plecăm, ne întoarcem la cazare și intrăm la o sesiune de plajă la piscină, relaxare. Dar mai avem până acasă vreo 2 km și ceva de mers pe jos. Hello, homie. Salut. Where are you from? Sunt din Bere. It's from Bere. Fabricant de bere. Ai comandat? Da, două bere. Ah. Vrei să și mănânci? Mie nu mi-e. Nu. Ah. Cei 10 km se văd. Terminat de băut bere. Păi și... tot alimente și bere, adică poți, cred că ai și mâncat. Da, așa. Și acolo e mare petrecere pe unia destul de mare, deci care va... Da, pentru că despre asta vorbim de vreo două zile, ce tare ar fi să mergem pe un vapor și să fie cu o petrecere din asta, cu multă lume, cu haos.
mâine asta vom face. După cum se vede în față, avem un iah destul de mare cu foarte multă lume și nu știu dacă se aude muzica. Dar e genial. Mergem acum să ne interesăm. Mamă, cât de tare. Pizza de două persoane. Ce ești mai mai entuziasmat? Uite-o inclusiv, ce antenă. Ia uite, 60 de euro, mâncare, băutură, open bar tot, all inclusiv. 60 de euro. 4 ore. Asta ca e și de noapte, pe Vitopule. Și de noapte. 10, de la 6 la 10 seara. Și start dinner, ai și mâncare și open bar la băutură. Asta e bun. Ce zici? Și ziua e între 10 și 4, deci orice de asta durează 4 ore. Drumul către cazare este năucitor, foarte cald, foarte obosiți, mă dor picioarele, crăp. Aude și pe ăsta, dar abia mai merge. Eu cred că o să-mi iasă sângele prin Adidas, să zicem, de la tălpeie. Să zic, comedie, cred că vreo 13 km, 14 km. Nu știu. Eu zic la că pe acolo. La ceva de grade, ce simt oricum. 2,33. Cam, da, cam, eu zic că vreo 15 km am mers pe jos. Cam așa. Mergem, ne schimbăm de haine. Sărim în piscină. Luăm short-ul și ne aruncăm direct în piscină. Trebuie o relaxare. Nu? Clar, și o bere rece. Fua. Care una? Două, trei. De-aia am băgat șapte. Ce frunte roșie ai. Băi, uite-te puțin la tine. Ai nasul bun, te-n fula. După asta se întreabă un bladon. Cam așa se termină această seară minunată. Nu se termină, seara abia începe, dar ăsta nu, ăsta doarme. Ăsta vrea să ieșim, oricum nu cred că mă văd. Ăsta vrea să ieșim în oraș, eu nu mai am nicio putere, pentru că astăzi am mers foarte, foarte mult pe jos. Așa că o să vreau să termin acest păhăril de gin și o să mă bag la somn, pentru că mâine dimineață o să plecăm în altă excursie. Și omul ăsta nu vrea să înțeleagă. Are picioarele umflate. Azi până la jumătatea drumului și căpătea. Și tu ești la fel. Te-am fost mai relaxat. Te dureau? Da, mă, dureau picioarele, dar nu mă dureau așa tare ca pe tine. Nu. Cum da s-a vadat că era beat în filme? Tot în maiul așa. Trage cu Alei Golan. Cam așa e. Vă pupăm și ne auzim mâine, o seară plăcută.